Chiar dacă săptămâna aceasta a început cu ploi, în următoarele zile vremea se va încălzi. Pentru 30 martie cerul va fi variabil, vântul va sufla slab la moderat din nord-est cu viteza maximă de 6 metri pe secundă. Timpul va fi determinat de influența unei zone de aer cu presiune atmosferică ridicată. La nord, noaptea, mercurul din termometre va coborî până la minus 2 grade, iar ziua va atinge 11 grade cu plus. În centrul Republicii, în orele nocturne, temperatura nu va depăși minus 1 grad, în timp ce în cursul zilei se anunță 12 grade cu plus. La sud, minima va fi de 0 grade, iar maxima va urca până la 13 grade. În următoarele zile, temperaturile vor mai crește, iar pe alocuri vor cădea ploi slabe.